Miercuri, la Bacău, FC Argeș Volei a luat startul în Cupa României la volei feminin, prima partidă fiind cea cu echipa gazdă Știința Bacău. Începutul jocului a arătat o situație mai puțin întâlnită în acest sport. Pe parcursul câtorva minute, jucătoarele argeșene au alunecat în repetate rânduri, suprafața de joc fiind extrem de improprie. Riscul accidentărilor fiind foarte mare, antrenorul Bogdan Paul a luat decizia retragerii de pe teren a echipei piteștene, acesta considerând că sănătatea sportivelor are prioritate. Deși în sesiunile de antrenament dinaintea partidei două sportive s-au accidentat, antrenorul echipei piteștene a sperat că situația se va remedia. Într-un comunicat oficial postat pe pagina de Facebook a clubului alb-violet se precizează, cităm, Bogdan Paul, m-am văzut nevoit să apelez la o decizie pe care nu mi-aș fi dorit să o iau vreodată, o decizie care, în mod normal, contravine fair play-ului sportiv. Din păcate, se punea în pericol sănătatea propriilor noastre sportive, care pentru mine și pentru clubul pe care îl reprezint, vor fi tot timpul o prioritate. Sper ca până sâmbătă situația să se remedieze. În alte condiții, nu voi ezita să apelez din nou la această decizie. Sper ca jocul să se poată desfășura în cele mai bune condiții, dacă nu în sala sporturilor din Bacău, atunci într-o altă sală. O seară se încheie cu 3-0 pentru Știința Bacău. Prioritatea noastră însă este sănătatea. Ar mai fi de adăugat faptul că sportiva din Câmpul Lung, Carmen Dițu, nu a fost în lotul Științei Bacău pentru această partidă din cauza unei accidentări.